Președintele Centrului pentru Resurse Juridice din Republica Moldova, Vladislav Gribincea, în studioul Europei Libere de la Chișinău. Vorbim după ce Curtea Constituțională a anunțat verdictul pe marginea sesizării depuse la Înalta Curte de președinta Maia Sandu. Curtea Constituțională spune că s-au întrunit toate condițiile pentru a fi dizolvat actualul legislativ. Doamna Sandu a spus că va anunța data alegerilor parlamentare anticipate doar după ce va fi clară situația privind instituirea stării de urgență, pentru că la curte sunt două sesizări depuse de către deputați referitor la procedura cum a fost instituită această stare de urgență. Dumneavoastră ziceți, domnule Gribincea, că acum nimeni nu mai pune la îndoială faptul dacă trebuie sau nu trebuie să fie alegeri parlamentare anticipate. Prima, hotărârea de ieri a Curții Constituționale, prin care se constată că da, Parlamentul poate fi dizolvat, este definitivă și ea nu poate fi contestată. Și hotărârile Curții Constituționale sunt obligatorii. Adică președinta are dreptul să dizolve Parlamentul. Acum întrebarea nu este dacă dizolvăm Parlamentul, ci când îl dizolvăm, după cum ați menționat și dumneavoastră. La sfârșitul lunii martie, Parlamentul a adoptat o hotărâre prin introducerea stării de urgență. Iar perioada stării de urgență, potrivit Constituției, Parlamentul nu poate fi dizolvat. Am impresia, adică cu presimțirea mea puternică este că starea de urgență a fost introdusă anume în eventualitatea în care Curtea Constituțională ar fi dat acest aviz care l-a dat ieri. Deci scopul stării de urgență este de fapt să împiedice dizolvarea imediată a Parlamentului. Dar chiar și așa, prima chestiune, această stare de urgență poate fi declarată neconstituțională și eu nu văd cum această stare de urgență poate fi declarat constituțională, fiindcă starea de urgență înseamnă că există o urgență deosebită față de situația anterioară. Ce s-a schimbat din 1 aprilie încoace? Dar Curtea Constituțională ar putea să pună și să nu pună pe rol aceste sesizări? Nu, sesizările sunt pe rol deja. Să se pronunțe sau nu? În practică, Curtea Constituțională spunea că hotărârile sale trebuie să producă efect. Această hotărâre cu privire la starea de urgență expiră pe 30 mai. Da. Este ilogic ca Curtea Constituțională să dea hotărârea pe 20 mai sau pe 25 mai, fiindcă care este efectul hotărârii Curții Constituționale, dacă oricum măsura expiră. Plus că miza nu e una simplă. Eu nu exclud că Curtea Constituțională ar putea să dea o decizie pe aceste excepții în una, două săptămâni. Mm-hmm. Și atunci va lua... Și dacă Curtea Constituțională declară neconstituțională declararea stării de urgență, atunci președinta în același moment poate emite decretul de dizolvare și președintele nu doar dizolvă Parlamentul, ea își stabilește singură data alegerilor. Ce poate să facă până atunci Parlamentul și mai ales cei 52, 53, 54 de deputați care au anunțat că ar fi creat o majoritate? Ei mult ce pot să facă, adică ei pot să adopte legi până la dizolvare, până la decretul de dizolvare formal. Până atunci îi pot adopta legi. Și PSRM a spus că până atunci nu exclud că ar putea să promoveze mai multe proiecte de legi care vor crește bunăstarea cetățenilor. Da, da. E un început de campanie să fac și ieri și alaltăieri și astăzi. E clar, campania electorală începe în prima zi după alegeri. Acest verdict al Curții Constituționale de unii a fost salutat, de alții este blamat și chiar fostul președinte Igor Dodon spunea că Maia Sandu să facă alegeri la ea în birou, avertizând-o că alianța PSRM Șor nu-i va da bani pentru acest scrutin parlamentar anticipat. Parlamentul nu are discreție. Hotărârea Curții Constituționale este obligatorie atât pentru Maia Sandu, cât și pentru Igor Dodon. Atât pentru PAS, cât și pentru PSRM Șor și Partidul Democrat, etc. Nimeni nu este deasupra Constituției și hotărârilor Curții Constituționale. Dacă o hotărâre a Curții Constituționale nu este corectă, unicul organ care o poate invalida este tot Curtea Constituțională. Și tot Igor Dodon declară că Parlamentul va aproba, ar putea cel mai probabil să aprobe o declarație cu privire la uzurparea puterii în stat de către președinta Maia Sandu. Nu, eu spuneam că politicienii din Republica Moldova pot surprinde oricum. Hotărârea de ieri oricum este obligatorie.
Restul sunt povești de adormit copii. Nemulțumirea multor fruntași ai PSRM e că doi magistrați au avut opinii separate că, și că argumentele lor ar fi cântărit mai mult și din acest motiv ar putea să ceară demisia altor trei judecători ai Curții Constituționale care au votat pentru această decizie. Haideți să facem o retrospectivă. Prima rând este, ne place nouă sau nu ne plac hotărârile. Hotărârile Curții Constituționale se iau cu majoritate. Și în curțile constituționale veritabile, chestiunile sensibile mai degrabă se iau cu majoritate decât unanim. De ce? Deoarece vă închipuiți că este un judecător care trebuia să iau decizii împreună cu alți 5 judecători. Da? Acei 5 judecători nu au fost aleși de acel judecător? Dar acel judecător parcă ar fi însurat sau măritat cu ceilalți 5, fiindcă trebuie să înțeleagă pe chestiuni poate cele mai importante pentru țară. Acum închipuiți-vă că dumneavoastră câteodată aveți disensiuni foarte mari cu soțul dumneavoastră, nu se mergeți la cină. Dar cum e să ajungi să fii unanim cu poziția cu alți 5 oameni pe care nici ei nu v-au ales și nici dumneavoastră nu i-ați ales? Pe cele mai importante chestiuni pentru țară. E normal să ai opinii separate. Hotărârea totuși se ia cu majoritate. Mi place nu sau nu, da, ea poate să generează discuții în cercul academicieni, în cercul savanților, în cercul juriștilor, dar asta nu șterbește cu nimic obligația de a o executa. Dar în ce condiții pot fi demiși judecătorii Curții Constituționale? Judecătorii Curții Constituționale pot fi demiși doar de plenul Curții Constituționale cu majoritatea membrilor Curții Constituționale. Nici Parlamentul nu-i poate revoca, nici Guvernul nu-i poate revoca, nici Consiliul Superior al Magistraturii nu-i poate revoca. Așa că discuțiile de genul încredere, neîncredere, eu nu vreau să intru în dileme politice, dar dacă Partidul Socialiștilor spunea că ei sunt gata de alegeri și ei vor să meargă la alegeri. Și astăzi a repetat Igor Dodon, și atunci, spunând că alegerile contează cu două luni mai devreme sau mai târziu? Nu pot avea loc mai devreme de luna august. Asta spune Igor Dodon. Mă rog, noi toți avem opiniile noastre. Dar ce contează cu o lună mai devreme sau cu o lună mai târziu decât să apuce să confrunte între ei, poate... Într-adevăr, merg deja, așa cum a spus Curtea Constituțională, alegeri. Cu unul sau două nu schimbă absolut nimic. Și-s discuții în van, certuri ca la ușa cortului, care nu fac față nici unul, nici altul. Suntem în pandemie. Haideți, poate, facem o dată alegerile astea, trecem peste dânsă și ne apucăm de lucru. Dar pandemia nu ar putea să fie un motiv că mai degrabă se așteaptă vaccinarea populației, ca după asta să existe o siguranță mai mare că la anticipate se merge fără mari riscuri privind sănătatea oamenilor. Prima chestie, peste 80 de țări au făcut alegeri în pandemie. Și nicăieri în aceste țări nu s-a văzut o erupție de infecții după alegeri. Da? A doua chestiune care este că legea prevede că de la dizolvarea Parlamentului președinta nu are mare discreție. Alegerile trebuie să aibă loc de la 60 de zile până la 3 luni. Așa. Adică să ne închipuim situația în care alegerile, dizolvarea Parlamentului are loc pe data de 15 mai, spre exemplu. Da? Pe 15 mai. Prin urmare, alegerile pot să aibă loc de pe 14 iulie până pe 15 august. Asta e perioada. Dacă e mai devreme, e și mai devreme. Aici se joacă. Dar ideea că nu pot avea loc sau pot avea loc, chestiile astea sunt prevăzute în lege. Asta nu că vrea Sandu sau vrea Dodon altfel. Plus, o lună de zile în pandemie nu schimbă absolut nimic, dacă vorbim real de infectări. Într-o lună de zile pot fi vaccinați mai mulți cetățeni care sunt potențiali alegători. Sunt de acord. Dar într-o lună de zile în Republica Moldova nu o să ai cu 40% mai mulți vaccinați? Să recunoaștem, în 40% sau 20% sau 30% de populație nu pot să vaccineze în Republica Moldova. Prin urmare, această lună de zile nu o să aducă o schimbare calitativă acestora. Adică să spunem că da, peste o lună de zile noi să fim dincolo de oricare risc. Risc oricum o să existe. Plus că mai este încă o chestiune. Lipsa unui guvern, de fapt, determină această incapacitate proastă de a gestiona pandemia. Și atunci... Și acum un nou guvern nu poate fi numit. Capitolul gestionarea situației pandemice? Un nou guvern nu poate fi numit. Gata, din ziua de ieri, un nou guvern nu poate fi investit. Parlamentul trebuie să meargă la dizolvare. Prin urmare, noi trebuie să investim cât mai repede în guvern.
Adică trebuie să organizăm alegerile cât mai repede, ca cât mai repede după asta să facă guvernul. Că dacă alegerile au loc în iulie, spre exemplu, da? Până se validează rezultatele, e sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august. Până se formează guvernul, deja suntem în septembrie. Dacă facem în august, o să avem în octombrie guvernul. Când intrăm în toamnă, cu un nou val din potențial de infectări. În vară, de obicei, sunt mai puțini infecții, iarna, când stăm în spații închise, sunt mai mult. Până în ziua alegerilor, mai e nevoie de întâlnirea concurenților electorali cu potențialii lor alegători? Conform legii, 30 de zile trebuie oferit pentru înregistrarea candidaților, da, și încă cel puțin o lună pentru campanie. Da? Și ar fi normal ca această campanie să fie făcută, în primul rând, într-o perioadă cât de cât propice, adică vara, când riscul de infectare e mai mare, te poți întâlni afară, nu înăuntru. Și a doua chestiune foarte importantă este, trebuie să alegi o perioadă în care să ai o prezență mare la vot. Fiindcă în momentul în care ai o prezență mică la vot, legitimitatea Parlamentului este pusă în discuție. Iar în luna august, de obicei, oamenii votează foarte prost. Hai să spunem așa. De ce? Fiindcă oamenii în august vrem noi sau nu vrem pleacă la odihnă. Bine, dar acum, existând aceste restricții, totuși lumea mai degrabă aleg să rămână acasă. Unii rămân, dar foarte mulți pleacă. Cu regret, chiar și în pandemie am văzut foarte mulți oameni plecând prin țări exotice. Și eu chiar nu-mi explic chestia asta. Și dacă doamna Sandu va anunța data alegerilor parlamentare anticipate, va trebui să aibă loc aceste întâlniri cu alegătorii. Problema cu cei care vin din stânga Nistrului să voteze a fost soluționată? Nu, ea n-a fost soluționată. Am impresia că există un proiect în acest sens, dar tot nu răspunde la această întrebare. Problema alegătorilor din diaspora sau din regiunea transnistreană este una politică inventată. De ce? Soluții tehnici pentru ele, dacă era voință politică, se găsea de mult. Adică să fie organizate mai multe secții de votare? Nu doar secții. Haideți să spunem pentru regiunea transnistreană. Poți interzici intrarea pe teritoriul Republicii Moldova autobuzilor, adică organizat. Prima chestiune. A doua chestiune. Se pot verifica mai bine modul cum se organizează lucrurile. Și atunci lucrurile, chestiune discat. Și a treia este pentru diaspora. Eu cred că pentru diaspora, dacă dorim, mai ales în pandemie, să facem alte soluții decât mărirea secțiilor de votare, nu există. Asta e unul. Și doi, în pandemie chiar trebuie să ne gândim la ce facem, inclusiv pentru regiunea transnistreană. Ceea ce am văzut eu, unele secții de votare pentru regiunea transnistreană n-au arătat deloc bun din perspectiva prevenirii pandemiei. Da, aleșii poporului ar putea să opereze modificări la codul electoral în perioada rămasă? În mod tehnic, da, dar nu este recomandabil. Comisia de la Veneția nu o recomandă. Dacă acțiunile sunt pentru a îmbunătăți condițiile de vot, atunci se pare că e acceptabil. Da, pentru a facilita votul, da, dar în Republica Moldova întotdeauna cu intențiile nobile sunt promovate proiectele proaste. Adică eu nu m-aș avânta acum în modificarea codului electoral. Deputații pot opera... Pot fi anumite modificări tehnice, da? Da. Anumite modificări tehnice pot fi la procedura de vot. Dar cu privire la sancțiuni, cu privire la limitări, eu cred că nu, n-aș recomanda. În primul rând, deoarece chiar dacă ele se introduc, ele nu vor putea să fie înțelese decât toți ca să fie respectate în perioada așa de scurt. Știți că acum se vehiculează foarte mult dacă s-ar putea sau nu să se insiste pe ideea ca să nu voteze cetățenii din diasporă. Trezesc și neliniștiri în rândul celor aflați peste hotare, iar pe de altă parte știți că scopurile politice... Formal, votul cetățenilor peste hotare nu poate fi interzis. Formal. Cetățenii Republicii Moldova rămân cetățenii Republicii Moldova și în Statele Unite, și în Germania, și în Burkina Faso, sau Australia. Și cu pașaport și cu viză de reședință în Republica Moldova, majoritatea. Unica soluție care există este posibilitatea practică pentru aceștia ca să voteze. Noi nu avem votul electronic deocamdată, deși cred că încolo se merge, în vreo 10-15 ani, foarte multe țări vor avea votul electronic. E și mai ieftin și e și mai sigur decât cel pe hârtie, apropo. Vorbește mult despre siguranță. Eu cred că e mai simplu să falsifici un vot pe hârtie decât unul electronic. Fiindcă în votul electronic rămân urme, inevitabil. Și doi,
Adică prima este capacități, posibilități tehnice de a face votul electronic, dar aici când e vorba de votul electronic și votul din diasporă, iarăși intrăm în dileme politice. Fiindcă noi știm că anumite partide au susținere în anumite regiuni, fie că e vorba de Federația Rusă, fie că e vorba de Uniunea Europeană sau Statele Unite ale Americii. Și votanții din Uniunea Europeană și Statele Unite sunt mult mai activi decât cei din Est. În consecință, partidele care real sunt susținuți de cei din Est sunt mai puțin încântați, să spunem așa, de introducerea votului electronic sau deschiderea multor secții de votare. Adică discuția inevitabil pleacă pe ce interes politic urmărim prin aceste modificări a codului electoral. Eu aș vrea foarte mult ca noi să avem odată o modificare bună a codului electoral și să mai încetăm să discutăm asta ne convine sau asta ție îți convine. Noi trebuie să facem așa încât să oferim cele mai bune condiții pentru cetățenii ca să voteze. Dar deja, care sunt aceste voturi? Asta e responsabilitatea politicienilor să lupte și să demonstreze că sunt cei mai buni. Dar dacă în mintea cuiva totuși este această idee că trebuie să modifice codul electoral ca să le interzică celor din diaspora să voteze, ar putea să-i înraiască și mai mult pe cei din afară, pentru că ei au argumentele lor, că trimit remitențe... Eu cred că modificarea asta e declarată neconstituțională, e sortită neconstituționalității din start. Tehnic ce ar putea să fie, ar putea să nu-ți deschide secții de votare. Și atunci avem problemă cu legitimitatea alegerilor, având în vedere că la fostele alegeri, mai mult de 10% din voturi au fost exprimate peste hotare. 10% pot schimba rezultatul oricărui vot, mai ales a celor parlamentari. Fiindcă 10% în alegerile parlamentare contează mult mai mult decât 10 voturi în alegerile prezidențiale. Unde există doar un singur... 10% îmi cer scuze. Adică 10% în favoarea unui partid, spre deosebire de prezidențiale, unde există un singur câștigător. În parlamentare, toate partidele care obțin scoruri intră. Trebuie de văzut dacă se menține entuziasmul, elanul celor din străinătate și la un scrutin parlamentar, pentru că se zice că ar fi deosebiri între felul cum înțeleg cei din diasporă să voteze la alegerile prezidențiale și la cele parlamentare. Inevitabil va fi, dar participarea la vot e una, șansa de a vota, dreptul de a vota e totul altceva. Noi vorbim acum de dreptul de a oferi cetățenilor să voteze, nu de cum acest drept va fi folosit. Exact așa ca și în Republica Moldova. Noi trebuie să oferim dreptul oricui să voteze. Noi nu avem obligația conform legii să impunem oamenii să voteze și să fie sancționați cei care nu participă, dar cel puțin șansa de a vota trebuie acordată. În luna iunie expiră mandatul unor membri ai Comisiei Electorale Centrale. Aici poate să intervină Parlamentul sau poate să prelungească automat mandatul lor pentru a se organiza aceste alegeri parlamentare anticipate. Da, eu am destul de mulți, am impresia că le expiră mandatul la majoritate și așa, sincer vorbind, eu n-aș vrea ca componența CEC-ului să schimbe, nici considerent, fiindcă numirea membrilor CEC în ajun de alegeri are o încărcătură politică determinant. Și numirea unor oameni de un partid astăzi, de o majoritate astăzi, inevitabil e făcut cu scopul ca să influențeze cumva rezultatele alegerilor, știți? Adică modificarea legislației electorale nu se recomandă un an de zile înainte de alegeri. Eu cred că nici modificarea componenței Comisiei Electorale Centrale în ajun de alegeri nu este un lucru bun. Noi putem tehnic, mi se pare că nu, dar în lege e scris că în momentul în care, fiindcă ei sunt de demnitate publică, în momentul în care ei, alți supleanți ai lor nu se numesc, ei își continuă activitatea până la numirea supleanților. Ce poate să facă guvernul interimar în această perioadă? Eu am impresia că pentru alegeri sau pentru... În general. În general, guvernul administrează treburile publice. Toate urgențele le poate face. Bani poate aloca. În limita în care asta nu implică angajamente financiare externe și modificarea legii bugetului. Se aștepta ca, instituindu-se această stare de urgență, guvernul să vină și să ceară modificări la bugetul de stat. Deocamdată nu s-a întâmplat. Cel mai probabil mai există timp să meargă guvernul în Parlament și să solicite rectificarea bugetului. Dacă o să vină, în primul rând, guvernul nu știu dacă poate solicita rectificarea bugetului. Pe timp buget de stare de urgență? Nu. Starea de urgență n-a modificat competența guvernului.
Starea de urgență a dat competență Comisiei Speciale pentru Stații de Urgență. Domnul Ciocoi, premierul interimar, a spus că în acest scop s-ar fi instituit, și în acest scop s-ar fi instituit această stare de urgență. Am impresia că domnul Ciocoi n-a fost consultat foarte bine pe chestiuni juridice. Starea de urgență nu modifică competența guvernului. Starea de urgență oferă competență sporite Comisiei pentru Stații de Urgență. Dar comisia nu e condusă tot de domnul Ciocoi? E cu totul alt organ. E cu totul alte decizii, e cu totul alte componențe. Iar Comisia pentru Situații de Urgență nu poate veni cu propuneri de modificare a bugetului. Propunerea de modificare a bugetului trebuie să vină la guvern. Prin urmare, suntem undeva cumva închiși în toată găoaca asta. Eu cred că tehnic nimeni nu o să conteste modificările constituționale necesare. Ce se poate întâmpla este deputații sau președintea poate veni cu propuneri de modificare a bugetului și să obțină un aviz formal al guvernului pe această modificare. Atât. Fără asistență din afară, va mai rezista Republica Moldova? Eu nu știu, eu nu sunt expert în finanțe publice, nici nu știu cum stăm cu conturile Ministerului Finanțelor. Dar credeți că va fi mult mai ușor ca după aflarea rezultatului alegerilor parlamentare anticipate să se constituie o majoritate, să se formeze, să fie investit un guvern? Eu cred că după o asemenea scuturătură care a fost până acum, consensul va fi găsit mult mai ușor. Și plus că nu cred că vor fi mulți cei care vor mai dori alegeri anticipate încă o dată, după ce au avut loc astea. Dar acest verdict al Curții Constituționale poate fi considerat și un precedent pentru viitoare situații de conflict între instituția prezidențială și legislativ? Da, el poate fi considerat un precedent, fiindcă hotărârea, interpretarea dată Constituției astăzi va genera efect și pentru viitor. Cum am văzut eu acest conflict? Eu am văzut un președinte care n-a vrut să investească în guvern și un parlament care n-a vrut să investească în guvern. Absolut. Că dacă un parlament dorea să investească în guvern, imediat după respingerea domnului președinte interimar al PAS, domnului Grosu, vineau ei cu propunerea. Dar ei n-au venit. În aceeași zi, pe 25, puteau să vină cu propunere formală. Un pic mai târziu au venit cu candidatura domnului Golovașu. Nu, formal, această candidatură n-a ajuns la președinție. Și de ce ei insistau pe ideea că au voturi suficiente pentru a investi un cabinet de ministri în frunte cu domnul Golovașu? Păi asta nu înțeleg nici eu. Dacă voi spuneți că aveți această intenție, strângeți încă o dată semnăturile și prezentați-le președintei. Acum e târziu deja, acum nu mai poate avea loc. Anume asta și vreau să spun, că dacă parlamentarii tare doreau, ei puteau să facă chestiile astea. Exact așa ca și cu doamna Durleșteanu. Da? Doamna Durleșteanu a fost propusă odată, doamna președinte a respins acea candidatură a doamnei Durleșteanu și a numit-o a doua oară pe doamna Gavriliț. Da? E invers. Ba nu? După doamna Gavriliță. Nu, a doua oară pe doamna Gavriliță. A doua oară. Da, pe doamna Gavriliță. După ce decretul de desemnare a doamnei Gavriliță a fost declarat neconstituțional, pe Seremia și cu Șor n-au venit încă o dată cu propunerea doamnei Durleșteanu. Adică formal propunerea la președinție nu era. Bine, doamna Durleșteanu a anunțat pe ultima sută de metri, când se purtau discuții între președinte și fracțiunile parlamentare, că își retrage candidatura. Ca să explic foarte clar, din punct de vedere juridic, nominalizarea doamnei Durleșteanu, prima nominalizare a doamnei Durleșteanu și unică, din 11 februarie, dacă nu greșesc eu, ea a generat efect până la desemnare repetată a doamnei Gavriliță. Din momentul ăsta, semnăturile și ele semnate pe 11 februarie nu mai generează efect. Fiindcă el a fost respins odată de președinte. Trebuie din nou să vii formal cu o propunere pus pe masa președintelui. Ei puteau să o facă. Să o pună pe masa președintelui și președintele era cu mâinile legate atunci. N-avea ce face. Dar ei n-au făcut-o. Adică mie mi s-a părut că fie Partidul Socialiștilor e prost consiliat, fie Partidul Socialiștilor nu vroia investirea unui guvern. Dar acest verdict al Curții Constituționale pune capăt războiului politic dintre instituția prezidențială și cea legislativă. Judecătorii niciodată nu pun capăt războiilor. Ei trasează anumite soluții. Animozitățile partidelor cum o să existe? Ele nu o să dispară odată cu hotărârea Curții Constituționale.
Au fost solicitări și la partenerii externi ai Republicii Moldova. A venit un răspuns din partea Consiliului Europei, se aștepta și un răspuns de la Comisia de la Veneția. Totuși, cât de mult pot să intervină cei din exterior când e vorba despre un asemenea conflict pe interior? Uitați, dumneavoastră aveți un conflict cu un vecin, da? Păi nu dumneavoastră trebuie să vă soluționați problema cu acel vecin? Iar în momentul în care săriți la al treia persoană să vă ajute, asta arată cam, cumva destul de provincial, nu? Noi, în Republica Moldova, trebuie să soluționăm problemele noastre. Strasburgul sau Bruxelles ne pot ajuta pe noi pe anumite soluții juridice pentru depășirea crizei. Iar vrea să discute Dodon cu Sandu sau Sandu cu Dodon sau Șor cu Dodon, e o chestiune internă a Republicii Moldova. În momentul în care cei de la Strasburg sau la Bruxelles văd astfel de demersuri, eu probabil că lor le apare pe față un zâmbet, fiindcă e neserios. Problemele Republicii Moldova trebuie soluționate în Republica Moldova. Un concurent electoral când poate fi exclus din cursă? Mai complicat. Noi avem două exemple în acest sens, da? Avem exemplu... Cazul partidului lui Renato Usatăi, care a avut candidat, câștig de cauză. Și a candidatii partidului Șor. Renato Usatăi a avut câștig de cauză la Curtea Europeană. Exact. Ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Că da, excluderea unui candidat din alegeri poate avea loc pentru încălcări foarte serioase și argumente convingătoare. Dacă încălcările nu sunt serioase și argumentele nu sunt convingătoare, excluderea unui candidat din alegeri nu poate Finanțarea formațiunii este un aspect important? Trebuie de văzut în despre ce fel de finanțare este vorba, care e mărimea, care este perioada, care a fost impactul acestei finanțări asupra campaniei, care sunt consecințele. Nu este mai simplu poate de impus o amendă în valoarea finanțării legale ca să o iei de la stat, decât să scoți un candidat din alegeri. Asta trebuie să prevadă legea. Dar ea prevede. Lucrurile astea sunt prevăzute de lege. Excluderea unui candidat în alegeri, din alegeri, se acceptă doar în cazul în care este vorba, ce sunt precedentele Curții Europene de până acum erau, doar în cazul în care este vorba de un partid care militează pentru înlăturarea democrației. Atât pentru așa ceva, se acceptă. Pentru mesaje, promovarea violenței, urii, interetnici, pentru așa ceva se acceptă. Iar pentru chestiuni minore, nu cred, fiindcă excluderea unui partid din alegeri are implicații duble. Pe de o parte, partidul nu poate candida, dar pe de altă parte, alegătorii nu își pot exprima opțiune de vot. Sunt întotdeauna alte soluții pentru încălcări minore, cum ar fi finanțarea externă. Să confiești toți banii în folosul statului, de la partidul care a cheltuit. Lasă să candideze mai departe. În societatea moldavă foarte des se vorbește că alegătorul este momit, este ademenit, este cumpărat cu hrișcă, cu zahăr, cu ulei, cu alte produse alimentare și chiar financiar. De ce până astăzi nu avem puse pe rol, să zic așa, niște dosare care ar confirma acest lucru să nu rămână doar la nivelul zvonurilor din societate? Prima chestie care o văd eu este că e greu să vorbești despre nu lua o pungă cu ceva atunci când n-ai ce mânca. Adică că în sărăcie acest lucru este ceva obișnuit. Și e greu să blamezi oamenii. E cu totul altceva ce se întâmplă cu cei care dau. Și intuiția mea îmi spunea întotdeauna că dădeau cei care aveau cel mai mult. Iar oamenii trebuie să gândească. În momentul în care cineva îmi dă mie bani pentru votul meu, oamenii ce nu rămân în minus. De unde o să ia ei bani ca să-și răscumpere acele investiții care mi le-au dat mie? Exemplu clasic este domnul Șor. Domnul Șor a furat, potrivit judecătorilor, de la fiecare om din Republica Moldova, de la fiecare, mai exact, de la fiecare familie, 16.000 de lei. De la fiecare familie din Republica Moldova, 16.000 de lei. Și acum gândiți-vă cât o întoarce înapoi la fiecare în aceste familii. Și atunci concluziile sunt evidente. Numai că
clar că oamenii trebuie să-și pună întrebări logice. Că cașcavalul gratuit există doar în capcană. Dar dumneavoastră știți argumentul foarte mulți oameni care beneficiază de această pomană electorală și spun că au furat, dar ne dau și nouă. Și atunci de ce ne plângem? Eu încerc să, în primul rând, să furi, nu este ok să-i pui, nu este ok. Și mai rău este atunci când pe politicienii care fură îi promovezi la guvernare, fiindcă oamenii nu fură o singură dată și nu ultima dată. În momentul în care pui pe un hoț la guvernarea țării, nu te plângi atunci că țara e furată. Dar și Parlamentul dă uneori exemple nu tocmai bune atunci când deputații trec dintr-un partid în altul. În actualul Parlament a fost adoptată și o declarație referitor la trecerea unui deputat dintr-un partid în altul și a fost condamnat acest lucru. Și peste două săptămâni cei care au condamnat au trecut într-un alt partid. Și atunci dacă la nivelul superior se fac asemenea lucruri, de ce cetățeanul să nu profite și el de acele pomeni electorale? Eu nu zic să nu profite. Eu zic, dacă vă dă, luați. Dar gândiți-vă când dați votul. Gândiți-vă când dați votul. Fiindcă nimeni nu o să fie alături dumneavoastră în cabina de vot. Dacă cineva din politicieni vrea să dea pomeni electorale, asta este interzis. În primul rând, asta este interzis, asta este ilegal. Pentru așa ceva, acel candidat poate să răspundă. Dar chiar dacă ajunge la dumneavoastră, înțeleg că suntem în Republica Moldova, luați această pomană, dar duceți-vă în urnă de vot și votați cum vă spune conștiința. Și în momentul în care dumneavoastră votați cum vă spune conștiința, nu cum cineva a vrut să vă cumpere votul, data viitoare nimeni nu o să ofere chestiile date și politicienii o să înțeleagă că trebuie să fie responsabil în procesul de vot. Domnul Cribingea, da, sondajele de opinie arată că în următorul parlament ar accede aproximativ aceleași partide. Sondajele pe care le-am văzut eu sugerează că în viitorul parlament am putea să avem pentru prima dată un singur partid care guvernează. Din asta e bine de... sau nu e bine? Asta niciodată nu e bine în țările în tranziție când un singur partid ajunge să guverneze țara, fiindcă îl rupe în extreme. Noi în Republica Moldova de obicei o luăm fie în dreapta, fie în stânga, așa, înainte să mergem mai greu. Eu sunt susținătorul unor sisteme de contrabalanță întotdeauna între puterile politice. Dar estimarea mea este că în viitorul parlament am putea să avem un singur partid care să guverneze și probabilitatea este destul de mare, apropo. Dacă noi ne uităm la ultimele două sondaje care arătau un partid cu 30-40% susținere și asta nu ia în calcul diaspora. Diaspora putea să mai adauge acelui partid încă 5%, adică el ar putea să ia 45% din voturi. Și dacă ne uităm la redistribuirea mandatelor, fiindcă anumite partide nu treacă pragul minim, atunci s-ar putea întâmpla că în urma redistribuirii acel partid să aibă mai mult de 51 de deputați în Parlament. Și asta, de fapt, eu cred că e marea boală de ce nu se doresc alegerile anticipate. Fiindcă înțelege și domnul Filip că nu trece, și domnul Plahotniuc cu ambele partide, și domnul Șor că nu mai are votul de aur. Iar domnul Dodon se teme că nu va mai fi la guvernare. Eu așa înțeleg lucrurile, că dacă era așa de sigur că ulterior, după asta, va face o alianță cu dumnealui, el nu are de ce să nu meargă la alegeri. Și parlamentul următor va putea fi calificat ca un parlament curat? Ei, haideți să nu ne facem iluzii. Puterea îmbată și puterea absolută îmbată absolut. Oamenii oricum trebuie să fie cu ochii pe cei care guvernează, indiferent ce culoare politică. Punem punct și o lăsați totuși pe doamna Sandu să anunțe data alegerilor parlamentare anticipate. Da, asta e atribuția ei legală și e și obligația ei conform Constituției. În momentul în care a fost dat avizul Curții Constituționale, doamna Sandu este obligată conform Constituției să dizolve Parlamentul. Întrebarea este când aceste alegeri vor avea loc. Ceea ce este cert este că dacă situația excepțională, situația de urgență rămâne în vigoare, atunci alegerile pot avea loc între 1 august și 2-3 septembrie, ipotetic, da? Adică nu începutul lui septembrie, dacă
Dacă starea de urgență este anulată, atunci am putea să avem la mijlocul lunii august alegeri parlamentare. Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Cu plăcere!